Putem începe? Bun. Salutare tuturor! Numele meu este Dragoș și împreună cu soția mea, Madalina, prezentă aici în sală cu bebelușul nostru, Olivia, am pus bazele proiectului Feather Photography. Înainte de a începe efectiv prezentarea, aș vrea să-mi iau o piatră de pe inimă și să vă mărturisesc că n-am venit aici să vă dăm lecții, n-am venit aici să vă demonstrăm că suntem mai buni decât voi, pentru că cel mai probabil nici nu suntem. N-am venit aici să vă oferim, nu știu, rețete magice pe care dacă le aplicați de mâine să vă dublați numărul de clienți. Am venit pentru a petrece puțin timp în compania unor oameni care ne împărtășesc pasiunea, și anume fotografia, și pentru a vă povesti puțin din experiența noastră, în speranța că va fi util măcar unuia dintre voi. De ce am ales numele acesta de Feather Photography? E foarte simplu. Numele de familie al soției mele, înainte să ne căsătorim, era Pană. O chema Pană Madalina. Am tradus în limba engleză ca să înțeleagă tot românul și am ajuns la forma finală, Feather Photography. Un alt motiv pentru care am ales numele acesta este pentru că pe mine mă mai cheamă și Gheorghe. Și nu văd sincer ce brand aș fi putut crea pe baza acestui nume profund agrar. Am fotografiat prima nuntă în calitate de fotografi oficiali în decembrie 2014, la recomandarea unei mătuși ale noastre, care se pare că a crezut în noi și a crezut în potențialul nostru creativ. Bine, vreau să vă asigurăm că nu doar mătușile noastre ne apreciază munca, ci mătușile noastre ne-au dat like pe Facebook, așa că avem o întreagă comunitate de influenceri gata să facă lobby pentru noi, motivul pentru care ne aflăm în seara aceasta aici. Așa cum vă spuneam, am fotografiat prima nuntă în decembrie 2014, am postat-o pe site-ul pe care deja îl pusesem pe picioare și până în luna februarie 2015 aveam deja 10 sau 12 nunți contractate deja pentru anul în curs. Acesta ar fi un scurt istoric al nostru, dar pentru a ne cunoaște mai bine, noi am pregătit un slideshow de fotografii cu noi la nunțile pe care le-am fotografiat până acum. Sunt fotografii cu noi în care ne îmbrățișeam cu oamenii pe care îi fotografiam, în care, nu știu, poate plângeam alături de ei, pentru că și băieții plâng câteodată, nu? Așa. Imediat o să pun slideshow-ul. Thank you.
Văd pe fața multora dintre voi o ușoară nelămurire. Poate vă întrebați unde sunt fotografiile cu noi pe care vi le-am promis. Ei bine, astea sunt și vrem să vă garantăm că, deși nu ne regăsim fizic în fotografiile prezentate, totuși există câte o părticică din noi în fiecare dintre ele. Și aceasta este abordarea noastră în proiectul Feather Photography, una foarte personală. Cine de aici din sală îl cunoaște pe fotograful Vlad Efteni? Personal sau? Nu, dacă ați auzit de el. În urmă cu aproximativ 2 ani am participat la un workshop de fotografie de stradă cu Vlad și cine îl cunoaște știe și modul lui aproape poetic de comunicare. La respectivul workshop, Vlad și-a prezentat viziunea lui fotografică, așa într-un mod foarte abstract, și ne-a vorbit despre faptul că strada îi vorbește, că strada respiră, că el culege frânturi de timp efemere pe care le transformă în cadre veșnice, atât în sufletul cât și în ochii celor care le privesc. Aproape că avea și rimă prezentarea lui Vlad. Te umpleai practic de frumos când ascultai. Se termină prezentarea, cineva ridică mâna, prima întrebare: cu ce aparat ai fotografiat prima poză din slideshow? În seara aceasta aș vrea să vă spun că noi suntem adepții ideii că o fotografie de calitate se realizează mai întâi cu ce ai în suflet și în minte, dar în același timp credem că un fotograf, pentru a scoate maximul din orice eveniment, trebuie să aibă și uneltele necesare. În seara asta, cum ziceam, vom discuta mai mult despre branding și despre cum să facem din serviciul pe care îl prestăm o experiență memorabilă pentru clienții noștri, dar pentru că suntem conștienți că cu toți avem căutări de ordin tehnic și pentru că evenimentul este organizat și împreună cu Canon România, aș vrea să vă prezentăm și trusa noastră foto. Un Nikon, deși glumesc. Evident, nu ne-am dorit să ne lase shutter-ul fix în momentul dansului mirilor, așa că aceasta este trusa noastră foto. Două 5D Mark IV, două Canon 85 F1.8, un Canon 16-35 F2.8, un Sigma 35-14 și un 45mm tilt shift împreună cu trei flash-uri 430X2. În cazul în care cineva dintre voi se întreabă, poza nu este realizată cu un Sony, am împrumutat chiar un 5D Mark IV de la un prieten. O să vă spunem ce ne place și ce nu ne place la trusa cu care lucrăm. O să începem cu ce ne place. Noi am început cu două Canon 6D, de care am fost foarte încântați și mulțumiți. Dar pentru că simțeam nevoia de a lucra mai mult în live view, am decis să facem upgrade la 5D Mark IV. În foarte scurt timp am reușit să fotografiem aproape 60-70% din nuntă în live view. De ce doar 70%? Pentru că la petrecere noi lucrăm cu flash-ul pe aparat în modul ETTL. Și atunci când fotografiezi în live view, aparatul declanșează destul de greu, cam într-o secundă, o secundă jumătate. Altfel, probabil că am fi acoperit și petrecerea tot în live view. Sistemul acesta de focus dual pixel este incredibil de rapid și precis și suntem foarte încântați de el. Un alt lucru pe care îl apreciem la Canon este fiabilitatea. Canon știe că petele de ulei pot apărea doar la mașinile, la motoarele de mașini, nu și la aparatele DSLR, dacă înțelegeți ce vreau să zic.
Așa, un alt lucru care ne place la Canon este cromatica. Anul trecut am fost nevoit să editez în paralel fotografii realizate la aceeași nuntă cu diferite tipuri de aparate foto. Și vă garantez că prin comparație culorile Canon sunt cele mai neutre și se lucrează foarte bine pe ele și de asemenea are și un white balance, auto white balance foarte eficient și un skin tone de care noi suntem foarte încântați. Ce nu ne place este incompatibilitatea relativă cu obiectivele third party. Așa cum v-am zis anterior, noi lucrăm și cu Sigma și nu odată am avut probleme la capitolul focus, cel puțin la focalizarea prin vizor. La focalizarea prin live view a fost impecabil, dar în vizor am acumulat foarte multe frustrări pe tema aceasta. Foarte probabil că urmează să ne achiziționăm un 35-1.4 de la Canon, dar pe cuvânt dacă l-am găsit undeva de închiriat pentru a-l putea proba. Toată lumea are doar versiunea 1. Un alt lucru care ar putea fi îmbunătățit este greutatea și aici nu știu dacă nu suntem cu toții de acord că aparatele ar trebui să fie ceva mai ușoare ca să nu ne doară spatele a doua zi după eveniment. Un alt lucru care nu ne place este dispunerea punctelor de focus doar în zona centrală și aici nu e neapărat o problemă a brandului Canon, ci este o limitare a tehnologiei DSLR. Din fericire am văzut că Canon vine tare din spate cu mirrorless-ul, pe care probabil că l-aș fi și achiziționat dacă ar fi avut dual slot card. Pentru noi este foarte important să avem confortul ăsta psihic, că probabilitatea de a pierde fotografiile de la o nuntă este aproape zero. În felul acesta noi ne putem concentra pe lucruri mai importante, cum ar fi compoziție, moment, lumină și altele. Știți momentul acela când v-ați luat primul aparat foto, eventual la o campanie de Black Friday Live 64 și credeți că singurul lucru care vă mai trebuie pentru a deveni fotograf este să vă schimbați numele pe Facebook din Gheorghe în Photography sau, mă rog, Ionescu, Popescu, după caz? Cine a trecut prin procesul acesta știe că nu este suficient să deții o trusă foto, ci ai nevoie de un brand. La ce vă gândiți când auziți cuvântul brand? Nu neapărat în domeniul fotografiei de nuntă, în general. Când cineva spune cuvântul brand, voi vă gândiți la... Okay. Imagine. Business. Bun. Altcineva? Stil. Ce anume? Stil. Ok. Toate în lume. Exact. Cred că nu există doar o singură definiție corectă, dar una care nouă ne-a tras atenția într-un mod special este a unui tip, Seth Godin, care a scris diferite cărți de marketing și înțeleg că este foarte apreciat. A brand is a set of expectations, memories, stories and relationships that taken together, account for a consumer's decision to choose one service over another. În cuvinte mai simple, dar mai multe, acest domn cu nume de sobă, Godin, spune următorul lucru. Că eu, Dragoș, în calitate de pieton, îmi doresc să-mi cumpăr un automobil. Și dacă tot este un exemplu fictiv, să presupunem că aș avea bani să-mi cumpăr orice brand de automobil. Dar pentru că eu am un prieten care îmi tot laudă BMW-ul lui că este foarte fiabil, pentru că mi-am adus aminte că am condus și eu cândva mașina lui și am fost impresionat de calitatea materialelor interioare și pentru că mi-a plăcut și cum s-a condus și pentru că mai am și o cunoștință care lucrează la un dealer BMW, o să devin și eu parte a comunității oamenilor care nu știu să semnalizeze, adică a proprietarilor de BMW. Așa funcționează brandingul. Dar
un brand are mai multe componente. Și hai să vorbim puțin mai specific în domeniul fotografiei de nuntă. Care credeți că este cea mai importantă componentă a unui brand în domeniul fotografiei de nuntă? O să vă dau alt indiciu. Fără ce anume, credeți că o persoană nu se poate numi fotograf de nuntă? Poveste. A zis cineva? Păi, se poate cineva numi fotograf de nuntă dacă nu face fotografii la nuntă? Aceasta este cea mai importantă componentă a, brandingului în domeniul fotografiei de nuntă. Și cred că suntem cu toții de acord că produsul trebuie să fie de calitate. Este important să facem fotografii de cea mai bună calitate, dar dacă o persoană face fotografii de calitate, nu este suficient pentru a avea succes. Numai puțin că am o problemă cu laptopul care se descarcă. Ai tu un încărcător? La laptopul tău? Oh. L-am găsit. Bun, încarcă. Așa cum spuneam, nu este suficient să faci fotografie de calitate pentru că un brand este format și din prezentare și când spun prezentare mă refer la site, logo, la e-mail, la template-urile tale de e-mail, cum răspunzi oamenilor care te contactează. În ce privește site-ul, noi credem că trebuie să fie cât mai curat, să fie cât mai intuitiv pentru ca vizitatorii site-ului tău să nu petreacă mai mult de 5-10 secunde până își dau seama unde te pot contacta, unde pot găsi o nuntă fotografiată integral de tine și alte informații despre tine. O altă componentă a brandingului este prețul. Unii spun că ar trebui să ne setăm prețul în funcție de cheltuielile pe care le avem acasă. Cu alte cuvinte, dacă un fotograf are o mașină cu un motor de 4 litri care consumă 80% și la care plătește un impozit anual foarte mare, acesta ar trebui să ceară mai mulți bani decât altul care are o mașină cu motor de 1.4, care este economică, nu plătește impozit. Lucru ce mie mi se pare aberant. Alții spun că prețul ar trebui setat în funcție de aparatura cu care lucrezi. Dacă un fotograf lucrează cu 6D, atunci el ar trebui să ceară mai puțin bani decât altul care lucrează cu 5D Mark IV. Lucru care iarăși este fals, pentru că eu cunosc fotografi care fac o fotografie de calitate și foarte creativă și lucrează cu 6D și în comparație cu alții care poate lucrează cu 1DX, sigur se descurcă mai bine. Alții spun că ar trebui să ne consultăm piața în care activăm și să ne setăm prețul în funcție de concurență. Cu alte cuvinte, dacă fotograful X și fotograful Y cer 1500 de euro de mâine și noi să cerem tot 1500 de euro. Acum, eu n-am nimic împotrivă, puteți cere 1500 de euro, dar s-ar putea ca singurele nunți la care veți merge să fie alea la care trebuie să dați bani, nu să luați. Atunci, care este rețeta câștigătoare, varianta corectă? Eu sunt absolvent de economie, am făcut ASEUL și, din punctul meu de vedere, prețul se stabilește după două criterii, cerere și ofertă. Dacă cererea este mică, atunci prețul tău va fi mic. Dacă cererea este mare, atunci și prețul tău va fi mare. Pe atunci, cum putem să stimulăm cererea pentru a putea ulterior să creștem prețul? Păi, printr-un produs de calitate, cum spuneam, printr-o prezentare faină și prin packaging. Când spun packaging, mă refer la faptul că
Noi credem că experiența pe care oferim clientului, în experiența pe care oferim clienților, este important să aducem valoare adăugată brandului nostru și să avem grijă cum livrăm materialul finit către client. Poți să cumperi un DVD blank la plic de hârtie, să scrii cu markerul pe el poze nuntă Andreea și Ionel, unde Andreea e scris și cu un singur E, și să-l oferi clienților, însă nu știu cât de apreciat vei fi. De multe ori, când livram pachetele, albumele către clienți, ne tot gândeam ce am putea să mai adăugăm în pachetele respective, pentru ca oamenii să fie impresionați. Eram tentat să adăugăm chiar din lucrurile noastre personale, pe care le avem prin casă, tocmai ca oamenii să fie mulțumiți. Avem aici vaza asta, ce zici, o punem și pe asta? Hai că o punem, cred că i-ar plăcea. Da. Altă componentă a brandingului este publicitate. Nu vom la publicitate, dar când spun publicitate, mă refer la mai multe modalități de promovare. Prima, cea pe cale de recomandare a foștilor clienți, și aceasta este cea mai eficientă, însă necesită ceva timp, are un dezavantaj, că necesită ceva timp pentru a-ți crea un bazin mai mare de recomandări. Mai sunt și alte modalități de a te promova, atât în mediul online, cât și în mediul offline. În mediul online, Facebook Ads, Instagram, Google Ads, sau offline, nu știu, poate vă gândiți să închiriați un banner pe care să-l puneți la intrarea în oraș sau într-un loc unde credeți voi că trec mai multe potențiale mirese. Sau puteți să participați la târguri de nunți, nu știu, este alegerea fiecăruia. Dar cel mai important când facem promovare plătită este să știm cui ne adresăm. Cine dintre fotografii care fac deja treaba aceasta are un profil al clientului ideal? Nu o să vă întreb care este acela, dar ideea este să conștientizăm că trebuie să știm exact cui ne adresăm. Care este clientul ideal? Este doctor? Este avocat? Este arhitect? Are până în 30 de ani sau peste 30 de ani când oamenii încep să câștige mai bine? Tot Seth Godin, de care spuneam anterior, spunea că un brand care se adresează tuturor e un brand care de fapt nu se adresează nimănui. Cred că suntem cu toții de acord că noi, fotografii de nuntă, ne adresăm în mod special femeilor și, într-o mică măsură, altor fotografi de nuntă. Mai în glumă, mai în serios, cred că dacă n-ar exista femeile, probabil că fotografii de nuntă ar admira cum cade o rază de soare la apus pe o tufă de căpșuni în Spania, în timp ce le culegem. Probabil că femeile au mai multă grijă la imaginea lor și pun mai mult preț pe amintirile lor. Însă partea cea mai importantă este că trebuie să știm cui ne adresăm. Ultima componentă a unui brand în domeniul fotografiei de nuntă este, puteți să ghiciți? Nu știu dacă puteți, pentru că ce mai este și tâmpenia asta. O vacă mov. Aș vrea să vă imaginați următoarea fotografie. Un câmp foarte larg pe care este foarte multă iarbă. Pe acel câmp paște o cireadă mare de vaci. Vacile acelea au culoarea albă, neagră, crem, maro. Numai una este de culoare mov. Vaca mov este un concept inventat de Milka și se referă exact la acest criteriu de diferențiere. Ce anume face ca un potențial client să ne aleagă pe noi în defavoarea altor zeci sau sute de fotografi? Păi poate fi personalitatea ta. Poate ești genul de persoană care, în prezența căreia oamenii se simt foarte relaxați, încep să zâmbească.
Poate este modul tău de a te îmbrăca. Poate te duci la un eveniment și de câte ori apari, ești remarcat ca având un foarte mare bun gust. Poate este social media. Ai foarte mulți prieteni pe Facebook și atunci când te apuci de fotografie de nuntă, una este să dai share către 1000, 2000, 3000 de prieteni și alta este să dai share către 300 de prieteni, că am înțeles că aceasta ar fi media numărului de prieteni pe Facebook la nivel global. În domeniul creativ, cred că există două abordări. Ori ești cel mai ieftin, ori ești diferit. Toate aceste lucruri despre care am discutat, coerent realizate, construiesc un capital de încredere în jurul brandului nostru. Iar concluzia la care am ajuns noi în decursul timpului este că atunci când reușești să le câștigi încrederea clienților tăi, ei sunt dispuși să plătească suplimentar tocmai pentru a avea siguranța că vor avea parte de o experiență plăcută. Și experiența aceasta nu începe în momentul când te duci prima oară la nuntă. Ea începe cu mult mai devreme, în momentul în care un potențial client intră pe site-ul tău. Ce vede acolo? Cum comunici? Noi încercăm să ne ținem departe de clișee, atât în fotografiile pe care le prezentăm acolo, cât și în textele pe care le adăugăm pe site. Clienții trebuie să ne cunoască, deci comunicarea trebuie să fie personală. De ce? Pentru că fotografiem cu aceleași camere, cu aceleași obiective. Bine, cine e profesionist, fotografiază cu Canon. Așa. Probabil că avem foarte mulți aceleași template-uri pentru blogul nostru. Edităm fotografiile cu aceleași softuri, dar ce anume face un client să te aleagă pe tine? Noi spunem că diferența o facem chiar noi. De ce să te promovezi pe tine? Pentru că brandul tău va ieși în evidență și vei diminua competiția. Când spunem că diferența o facem noi, nu am preluat un citat motivațional de pe pagina lui Tony Poptămaș, ci o să vă oferim un exemplu chiar de pe site-ul nostru. Nu știu dacă vedeți de acolo, dar în penultimul rând scrie că lui Dragoș îi plac șosetele colorate. E o frază aparent banală, dar ea acționează ca un click pentru oamenii care intră pe site. Imaginați-vă procesul. Un potențial client începe să-și caute un fotograf de nuntă și intră pe mai multe site-uri. Dacă pe toate site-urile respective citește lucruri de genul m-am apucat de fotografie când am cumpărat primul aparat de SLR și când am ajuns la nuntă m-am îndrăgostit efectiv de ce se întâmplă acolo, de dragostea dintre ei, de porumbei, de și alte lucruri de genul acesta, ei vor citi lucruri naturale, firești, altele decât cele în limbaj de lemn pe care le-ar putea găsi pe alte site-uri. Alt motiv pentru care e bine să oferi mai multe informații personale pe site-ul tău este că clienții se vor selecta. Ideal este să scrii despre tine astfel încât vizitatorii site-ului tău să se împartă în două categorii. Unii cărora să le placă ce au văzut acolo și alții cărora să le displacă total. Noi am adăugat pe site-ul nostru la secțiunea de contact niște lucruri pe care mulți proroci ai zilelor noastre ne-au prorocit că ne vor fi fatale și că vor alunga orice urmă de client de pe site. Dacă nu vedeți, dacă pentru tine șosetele albe sunt potrivite cu pantofii negri și nu cu Adidas și de tenis, nu ne contacta, că sigur nu ești Michael. În realitate, ce s-a întâmplat? Singura pe care am alungat-o a fost Braizila. Așa că n-avem de ce să ne plângem. Poate că vă gândiți, bă, dar cine să crede ăștia să-și selecteze clienții? Cum să facă treaba aceasta? Cum să faci treaba aceasta dacă trăiești din fotografie?
Păi, prin, în primul rând, prin ceea ce postezi în online, pe site, pe pagina de Facebook, Instagram. Ce postezi, aceea atragi. Dacă cineva se gândește că a avut mai multe experiențe, a mers la anumite nunți și n-a avut absolut nimic în comun cu oamenii, oamenii nu l-au apreciat nici pe el, nici munca lui. Vă pot spune că dacă procentul acestor clienți trece de 10 sau 15%, este vina voastră pentru că nu ați oferit mai multe informații despre voi, pentru ca clienții voștri să aibă o relație cu voi dinainte să vă întâlniți fizic. M-ați auzit spunând în seara aceasta că nu este suficient să prestăm un serviciu, ci trebuie să oferim o experiență memorabilă clienților noștri. Păi cum să facem lucrul acesta? În primul rând, câștigându-le încrederea. Am avut clienți care a doua zi după nuntă, când probabil că își făceau bagajul pentru luna de miere, deci aveau și alte lucruri mai importante de făcut, au intrat pe Facebook și ne-au oferit un review. Ne-am mirat și pe noi lucrul acesta, evident, dar de ce credem că au făcut asta? Probabil că le-am câștigat încrederea prin modul nostru de a ne adresa. Am venit cu idei și la ședința foto nu ne-am uitat unii la alții așteptând să treacă timpul alocat, că le-am arătat, că am știut cum să socializăm cu invitații mai incomozi de la nuntă, care poate ne puneau să facem anumite lucruri într-o manieră personală cu care noi nu eram neapărat de acord. Că am știut cum să socializăm cu oamenii care se băgau în fața noastră cu telefoanele mobile pentru a încerca să prindă un moment special. Poate că ne-am arătat respectul prin modul nostru de a ne îmbrăca și n-am venit în pantaloni scurți și în sandale cu șosete. Dacă cineva se gândește, eu oricum nu fotografiez decât nunți fără pretenții, ce rost are să mă mai îmbrac și incomod, să mă duc să-mi iau cravată care să mă strângă de gât în toiul verii pe 40 de grade, aș vrea să vă spun că ar trebui ca fiecare dintre noi să ne îmbrăcăm pentru jobul pe care îl visăm, nu pentru ăla pe care îl avem. O altă modalitate de a oferi o experiență oamenilor este să fotografiem pentru noi. Asta susțineam eu în urmă cu ceva timp. Dar am realizat că acestei fraze îi lipsește ceva. Cred că varianta corectă este fotografiază ca pentru tine. Câți dintre noi fotografii nu ne-am surprins uneori fotografiind excesiv la nuntă cele mai expresive persoane de acolo? Eu-s vinovat. Câți dintre noi nu ne-am surprins fotografiind poate cele mai vesele persoane de la nuntă, în timp ce pe cei mai puțin veseli i-a lăsat pe plan secund? Aici și eu sunt vinovat. Ce părere aveți despre fotografia aceasta? Este o fotografie bună? Este o fotografie rea? Este ea potrivită cu contextul nunții în care toată lumea ar trebui să zâmbească, să fie fericită? Este fotografie de nuntă? E tatăl miresei. Depinde nu? Cine e persoană. Ok. Vă garantez că pentru noi fotografia aceasta este una dintre cele mai valoroase fotografii pe care le-am realizat vreodată la o nuntă. Dacă ne vei spune povestea, poate nu s-o aprecie mată. Ideea e că transmite. Mai contează. De ce crezi că este... Primul lucru simpatic este părintele cuiva de acolo. Deci e o persoană din familie. Cel puțin, eu nu știu, n-am fost la nunta asta, dar când am văzut poza pe site, acolo m-a dus cu gândul. Este cineva din familie care simte, trăiește în moment. Ok.
Din punct de vedere compozițional, nu e mare brânză, există un framing acolo, dar sunt foarte multe elemente care cumva nu pun foarte bine subiectul în evidență. Lumina este relativ plată, expresia, să zicem că nu e neapărat cea mai potrivită pentru contextul unei nunți unde toată lumea debordează de fericire, dar, cum ați intuit, domnul din imagine este tatăl mirelui. Ar fi mai valoroasă fotografia aceasta dacă ați ști că domnul este tatăl mirelui? Sau dacă aș merge puțin mai departe și v-aș spune că fotografia aceasta a fost realizată în data de 4 august 2016 și în data de 17 august s-a întâmplat asta. V-ar plăcea ca la nunțile voastre fotograful prezent la nuntă să aibă grijă să vă ofere poate o ultimă fotografie cu părinții voștri? Poate o ultimă fotografie cu bunicii voștri și nu 100 de fotografii cu un oarecare coleg de serviciu care era îmbrăcat mai bine și care a dansat într-un mod fantastic la petrecere? Nouă ne-ar plăcea și cred că și clienților noștri le-ar plăcea treaba aceasta. Altă modalitate de a oferi o experiență oamenilor cu care lucrezi este să oferi mai mult decât ai promis. Sper că toți fotografii din breazla noastră lucrează în baza unui contract de prestări servicii. În contractul respectiv sunt menționate mai multe lucruri, cum ar fi termenul de livrare, numărul de fotografii, nu poate numărul de ore din zi pe care le acoperă fotograful. Ce face un furnizor de servicii de calitate? Păi respectă întocmai clauzele înscrise acolo. Lucru de altfel foarte de apreciat, pentru că cel puțin în ultima vreme este foarte greu să găsești oameni de cuvânt, oameni de încredere. Dar ce face un furnizor de experiențe memorabile? Dacă acolo este scris că livrează 1000 de fotografii, păi livrează 1100 sau livrează 1200. Dacă acolo este scris că pozele se vor livra în 6 luni, păi în 3 luni le livrează și le oferă, le face o surpriză clienților. Dar pentru a fi capabil să oferim oamenilor o experiență memorabilă, trebuie să ne asigurăm că ne facem munca memorabilă. Trebuie să ne asigurăm că ne facem munca cu drag. Clienții cu care lucrăm ne seamănă, așa cum am spus anterior, un brand care se adresează tuturor, e un brand care nu se adresează de fapt nimănui. Și este foarte important să învățăm să spunem și nu câteodată. Ne-am întâlnit cu un cuplu, era foarte de treabă, nunta urma să aibă loc într-o locație care ne plăcea foarte mult și în care doream să facem fotografii. Și noi la întâlnire obișnuim să avem așa un dialog cu ei și să ne cunoaștem, atât ei pe noi cât și noi pe ei. Și am ajuns la capitolul muzică și am întrebat ce muzică ascultați, ce muzică va fi la nuntă, ca să încerc să îmi fac o idee despre cum va fi petrecerea respectivă. Ați ales deja o formație? I-am întrebat. În momentul acela, ei mi-au spus, știi, nu știu cum să-ți spunem, noi nu ascultăm, dar avem la nuntă un grup de prieteni care își dorește foarte mult ca la nunta noastră să fie manele live. Din momentul acela, și am mai adăugat că chiar astăzi am fost să semnez contractul cu Eli Sarmeanca, îl știți, nu? Întreabă el. Și am zis, bă, bineînțeles că știu, cine nu știe pe Eli Sarmeanca, dă, glumeam. Și în momentul în care mi-a spus asta, efectiv privirea mea se încețoșase complet, cuvintele lor
nu mai ajungeau la urechile mele, se pierdeau undeva pe drum. Simțeam efectiv că scaunul ăla pe care stăteam la local mă frigea și vreau să termine odată și să plec acasă. S-a terminat întâlnirea, am ajuns acasă, am început să ne gândim ce decizie să luăm. Oamenii erau foarte de treabă, erau foarte agreabili. Aveau oferta, erau dispuși să semneze, deci n-am avut nicio discuție pe tema aceasta. Ai plecat de la prețul, dublu, triplu. No, nu. Nu mai pot să fac. Trimisesem oferta, nu e fair să fac. Ai plecat de la întâlnire, ei cunoscând oferta, ei acceptând-o și a rămas să dai tu răspunsul? Sau cum eu urma să revin cu contractul, la întâlnire nu merge cu contractul, noi trimitem și se rezolvă totul online și avansul și contractul se semnează exclusiv online, pentru că na, mi se pare mai fair așa să nu aduci oamenilor contractul și să-ți dea o semnătură ca primar acolo și să nu vadă care sunt clauzele, nu că ar fi clauze speciale, dar vreau ca oamenii să fie conștienți de ce este scris acolo și să pornim cu toții în cunoștință de cauză la drum. Păi și ce le-ai zis? Că ești de acord? Adică cum ai plecat de la întâlnire? Am plecat. Spunându-le, da, întâlnire la repetere. Ce le-ai zis lor? Ok, vă termin contractul și... Exact. La noi, acesta este procesul. Noi, după ce ne întâlnim, revenim cu un e-mail, cu o anume minută a întâlnirii, în care trimitem și, în mail-ul respectiv, trimitem și draftul de contract, pe care ulterior ei îl completează și îl semnează. Ne-am gândit în zilele următoare ce decizie să luăm. Și ne gândeam, sunt totuși niște bani. Poate nu o fi așa mare lucru să te duci să fotografiezi niște oameni care se distrează, mai ales că v-am spus că mirii erau foarte ok, chiar erau o prezență foarte faină. După lungi discuții, am ajuns la concluzia că nu ne vedem în ipostaza de a face lucrul acela, așa că le-am trimis un e-mail și le-am spus foarte profesionist și foarte prietenesc că nu ne vedem făcând lucrul acela pentru că nu vom face cu plăcere. Și s-ar putea ca acest lucru să se vadă în rezultatul final care îl vom oferi la finalul nunții. Și, practic, noi ne-am face unii altora un deserviciu pentru că noi le-am oferit poate niște fotografii mai slabe decât așteptările pe care le-am creat pe site-ul nostru. N-am face lucrul ăsta cu plăcere și apoi ei ne-ar oferi un review care știți și voi că face mai mult decât un review negativ care face mai mult decât 10 review-uri pozitive. Cred că atunci când intrăm pe Facebook la un anume sau pe Google la un anume business, ne uităm direct la review-urile negative, chit că sunt 5.000 de alea cu 5 stele și doar 2 sunt cu o stea. Te rog. Dar dacă nu știai că o să-i cânte Elisa Rumeanca, mi-asuma. Și poți să cum eram. Făceam lucrul ăla cât de bine puteam eu. Pe cu lăutarii te întâlneai undeva la ora 10 seara sau ceva de genul ăsta. Pe parcursul zilei, tu momentele soare ți le creai aici. Dar la același lucru. Adică el putea să vină tu. Putea să vină și tu. Dimineața, tu nu știi de el. Era poate o surpriză. Poate o surpriză la nașul, de exemplu. Tu nu poți să spui, nu poți să semnezi. Adică, ce faci să plecai? Eu discut cu clienții, eu fac toate compromisurile cu clienții mei. Dar în momentul ăla nu discutam cu clienții, ci cu niște potențiali clienți. Bun, și nu știau, nici poate nu aveau informația la ăla. Dacă nu, asta spun, dacă îmi deveneau clienți și semneau contractul, eu îmi asumam și făceam lucrul ăla atât de bine cât puteam eu, chiar dacă nu o făceam cu plăcere. Plăcerea venea mai... Neplăcerea venea mai târziu, până într-un punct aveai plăcere. Sunt de acord. Și probabilitatea să faci niște poze mult mai bune decât niște poze mai slabe era foarte mică. Eram foarte mică, tu acolo era la petrecere, deja... Deci știu, dar este... Jumătate mai mult de
jumătate din nuntă. Nu poți să limbi cel mai important. E vorba de principiu. Deci nu este vorba. Am avut de ales. Partea cealaltă, dacă nu știe. Dacă nu știam, v-am zis, ne asumăm. Păi nu știai, era vorba asta și tot trebuia să respecti contractul. Tot de principiu era. Păi asta e, dar nu mă ducea, dar nu... Și întrebarea, și primeai review negativ pentru alea 6 poze nasoare. I-am zis că poate, asta nu înseamnă că dacă se cântă manele la o nuntă, eu mă apuc și fac poze proaste. Păi nu, dar n-ai cum să faci, că tot... Păi, principiul e la tine, asta e o locație bună, ok. Bun, deci am spus că nu putem merge. Din fericire, oamenii nu ne-au mai răspuns și pentru noi a fost ok. În decurs de ceva timp, ne-a contactat un alt cuplu care a făcut o nuntă care a fost fix pe sufletul nostru. Am fotografiat-o cu plăcere și chiar a apărut într-una din revistele cu cele mai frumoase nunți din anul 2017. Deci este important câteodată să spunem și nu atunci când cunoaștem situația și când ne cunoaștem potențialii clienți. Dar, inception, este bine să învățăm să spunem și da. Ce ați spune dacă în calitate de fotograf de nuntă ați primi următorul e-mail? Aș vrea și video. Atât. Probabil că... Bun, exact. Asta este răspunsul standard, dar te rog. Eu colaborez. Foarte bine, ok. Dar probabil că dacă ești doar fotograf, nu știu dacă ați discutat doar cu cei care oferă doar servicii foto, dar probabil că te-ai gândit, bă, omul ăsta nici măcar nu s-a uitat pe site-ul nostru, nu știe că nu avem acolo niciun video și că oferim doar servicii foto, și că serviciile astea cu foto, video, DJ, porumbei, lună de miere, cană personalizată cu poza mirilor și alte lucruri, nu sunt neapărat de luat în calc. Dar asta a fost cumva instinctul de a judeca, practic, persoana respectivă. Dar pentru că eu am lucrat în vânzări înainte să fac fotografie de nuntă, știu că un e-mail nu se trimite întotdeauna în cele mai potrivite momente. Știu că nu toată lumea este la fel de comunicativă pe e-mail sau în scris ca în viața reală. Așa că am decis să răspund la modul cel mai profesionist, cu putință, am trimis oferta și aceasta este povestea celei de-a patra nunți înscrise în revista WedMag, cele mai frumoase nunți din anul 2018 de data aceasta. Toate aceste lucruri discutate în seara aceasta n-ar fi posibile decât investind în educație. Am pus un dar acolo pentru că n-ar trebui chiar să ascultăm orice informație, ci ar trebui să fim selectivi. Ați fost vreodată într-o cafenea în care toată lumea vorbește în jurul vostru la mese și să încercați să ascultați ce vorbesc toți din sala respectivă deodată? Probabil că dacă faceți exercițiul acesta, maxim un minut, o să vă doară capul. Așa este și în mediul online. Există atât de multă informație, încât nu numai că nu o poți asimila pe toată, dar... vei descoperi că anumite informații se bat cap în cap. Unii fotografi spun, la petrecere n-ai cum să fotografiezi decât cu 4 flash-uri în 4 colțuri, 3 umbreluțe, 2 lămpi și alții vor spune, ce să faci mă cu blițurile alea acolo, că strici atmosfera, trage fără bliț. Dacă ai bliț în geantă, pune-l pe OLX, că n-ai ce face cu el. Lumina naturală este cea mai potrivită. Atunci ce fac? Ascultă doar părerea fotografilor care fac fotografiile pe care ai vrea și tu să le faci. Sau ascultă doar părerea fotografilor care fotografiază nunțile la care și ție ți-ar plăcea să mergi. Alt sfat ar fi să
nu consumăm doar fotografie de nuntă. De ce? Pentru că în felul acesta vom reproduce, chiar și involuntar, cadre ale altor fotografi de nuntă. Așa cum scrie pe bannerul din spatele sălii, nu fotografiezi numai cu aparatul, ci aduci în cadru toate fotografiile pe care le-ai văzut, cărțile pe care le-ai citit, muzica pe care ai ascultat-o și oamenii pe care i-ai iubit. Bun. Despre asta e vorba. Ce consumi, aceea oferi ulterior. Și am adus aici câteva recomandări, să le spunem, de surse de fotografie pe care și noi le urmărim. Este vorba de fotografie de presă și de stradă, Associated Press Images, WordPress Photo, Magnum Photographers, care este practic biblia fotografiilor de stradă, In Public, iar regăsiți fotografii de stradă de foarte bună calitate. Fotografii noștri preferați, Alex Webb, este un tip care, de la care am învățat să lucrăm cu lumină dură la nuntă. Nu putem să ne alegem de fiecare dată momentul ședinței foto și suntem nevoiți să facem fotografii ziua în amiaza mare, în plin soare, iar el face treaba aceasta într-un mod excepțional. Elliot Erwitt, iar e un fotograf evreu, din câte mi-aduc aminte, și are un umor extraordinar. Henri Cartier-Bresson, care este părintele fotografiei de stradă. Joseph Kudelka, iar are un proiect interesant despre țigani, The Gypsies Project. René Maltet, Steve McCurry, probabil că îl cunoașteți pe Steve McCurry. El a făcut portretul acela, fata afgană, care toată lumea cred că îl cunoaște. Și poate spuneți, bă, dar ce treabă are fotografia de presă, de stradă, cu ce se întâmplă la nuntă? Eu vreau să văd cum să pun o mireasă în evidență, cum să o prezint într-un mod delicat. Și am adus câteva exemple din portofoliul nostru care seamănă izbitor cu ceea ce am găsit în fotografia de stradă. N-avem pretenția că există grad de comparație între ce am făcut noi și capodoperele din stânga, dar cumva există legătură între fotografia de stradă și fotografia de nuntă. Patternuri. Iar aici, cea din dreapta este făcută de Alex Webb, utilizarea mobilierului urban, să-l spun așa. Iar pattern-uri la engagement, framing, cum să lucrez cu lumini și umbre. Am vorbit destul de mult în seara aceasta și poate că nu veți reține totul, dar dacă ar fi să se șteargă cu buretele așa ceea ce am spus în seara aceasta, aș vrea să rămânem cu o singură idee care cu siguranță ne va ajuta să devenim fotografi mai buni și oameni mai buni. Brandurile sunt mari sau mici în funcție de oamenii din spatele lor. Vă mulțumesc! Înainte de sesiunea de întrebări, aș vrea să vă oferim ceva. Am promis că vom face lucrul acesta. Vă putem pune la dispoziție două PDF-uri de aproximativ 70-80 de pagini despre posing, despre lumină, lucruri care nouă ne-au fost foarte utile la început. Dacă v-a plăcut prezentarea noastră, lăsați-ne un review pe pagina de Facebook și trimiteți-ne un mesaj și o să vă trimitem. Oricând, dacă nu v-a plăcut, ne dați mesaj și vă trimitem și așa, e ok? Nu trebuie să ne dați review. Așa. Și orice întrebare ați avea, încerc să vă răspund cât mai sincer, cât mai onest. Asta e un exemplu pe care ar trebui să-l evitați.